Via Transilvanica este drumul care unește nu doar România de la nord la sud, de la Putna la Dunăre, prin Moldova, Transilvania, Banat și Oltenia, ci unește și oameni, creând noi prietenii. O dovedesc că Gigi din Drobeta Turnu Severin și elvețianul Nicolas, care s-au întâlnit pe traseu și au împărtășit o bună bucată de drum experiența Via Transilvanica. Gigi Lungu este ranger la Parcul Național Domoglet și a pornit pe Via Transilvanica chiar în ziua în care traseul a fost lansat oficial, 9 octombrie. Datorită meseriei, sunt cât de cât antrenat și vreau să arăt că noi, eu, colegii mei, personalul silvic, suntem independenți de vreme. Noi suntem aia care lucrăm, nu contează anotimpul, și nu contează cum este vremea afară. Așa că mi-am luat puțin concediu, mi-am luat trenul de la Turnul Severin, de unde locuiesc, am plecat la Putna și acum sunt pe Valea Almăjului, după mai bine de 1200 de kilometri parcurși pe jos. Pe traseu, Gigi l-a întâlnit pe Nicolas, un globetrotter elvețian, și împreună au ajuns în Banatul Montan. A luat autostopul, 2 săptămâni de autostop până la Putna, din Suedia, și a plecat pe jos. De la Putna, acum se află 1200 de kilometri mai la sud. Îmi place, foarte place, sunt foarte simpatice umanii acolo. E o experiență extraordinară. Umanii sunt foarte simpatice, mâncate, swinca, polinca. Oricine ne-a întâlnit pe drum a zis: vă deschid aici, ni s-a deschis o cameră, ni s-a făcut focul, am fost primiți. În fiecare seară am avut căldură și gazdă. Este extraordinar când faci drumul pe jos, că reușești să cunoști oameni. Reușești să ajungi la poveștile de la prima mână. Nicolas a călătorit în foarte multe țări, a rămas impresionat de România și dorește să revină aici. Interacțiunea cu oamenii, natură. Am fost în Alaska, am văzut acolo sălbăticie pură. România are un echilibru uimitor între sălbăticie și interacțiune umană. Satele se întind până în păduri, până în munți, și asta este ceva frumos de văzut. Copacii de aici sunt așa de bătrâni. În pădure le simt spiritul și este ceva minunat. Am petrecut 2 luni explorând această țară pe Via Transilvanica și simt că nu am văzut destul. Trebuie să mă întorc să petrec mai mult timp în aceste păduri. Via Transilvanica este cel mai mare traseu de drumeție și pelerinaj din țara noastră. Are 1400 de kilometri și străbate 10 județe.